Florin Cheaua, primarul comunei Sat Chinez, anunță că localitățile aparținătoare Hodon și Bărăteaz vor avea gaz, speră edilul cel mai târziu anul viitor. Am reușit să colaborăm și cu care am reușit să introducem ceea ce vă spuneam, rețele de canalizare și stația de epurare, o nouă stație de tratare a apei în localitatea Sat Chinez. Gândiți-vă că investițiile la cele două proiecte, pentru că unul l-am avut pe fonduri europene, cel care îl facem în colaborare cu Aquatimu, iar celălalt pe fonduri naționale prin vestitul Program Național de Dezvoltare Locală 2, valoarea totală a acestor investiții este undeva la 80 de milioane de lei. Deci o sumă, zic eu, destul de considerabilă, ținând cont de fapt că bugetul Comunei Sat Chinez pe un an de zile este undeva la 9 milioane de lei. Iar legat de asfaltarea drumurilor, aici au fost mai multe etape în care s-a lucrat pe mai multe proiecte, unul pe fonduri europene, unul pe buget local, iar celălalt pe fondurile naționale prin programul Angel Salini. Și aici valoarea tuturor proiectelor a fost undeva la 5 milioane de euro. Deci, iată, dacă nu avem aceste fonduri externe, nerambursabile, nu puteam face mare lucru din bugetul local. Primarul comunei Sat Chinez își dorește să sporească cât mai mult posibil traiul cetățenilor prin proiectele implementate.